La Muzeul Mineritului din Petroșani a fost vernisată astăzi o expoziție de numismatică extrem de valoroasă, subtitulatura De la Tetra Drahma Antică la Euro. Membrii secției numismatice din Petroșani au prezentat o serie de medalii, bagnote, insigne și jetoane, istoria acestora întinzându-se pe câteva mii de ani. Exponatele au ca proveniență toate țările europene, dar și unele state situate pe alte continente. La vernisarea expoziției a fost prezent și părintele episcop Galaction, vicepreședintele Societății Numismatice Române. Cele mai numeroase exponate îi aparțin lui Dumitru Pușcaș, secretarul secției numismatice Petroșan, care a venit cu câteva zeci de panouri cu bagnote. Ca orice pasiune, timpul se comprimă și totul se rezumă la momentul respectiv. Ai timp să găsești o monedă, ai timp să găsești o bagnotă. Eu colecționez numai de vreo 10 ani de zile. Sunt alți colegi care colecționează de 30-40 de ani. Dar ceea ce vreau să subliniez este că nu am fi putut realiza această expoziție dacă am fost sprijiniți de Muzeul Mineritului, care încă o dată se dovedește a fi o gazdă foarte bună și ne-a acordat cu generozitate acest spațiu. Numismatica este o pasiune scumpă? Este una dintre cele mai scumpe pasiuni posibile, pentru că uneori poți să colecționezi piese cu valori modice, dar sunt unele piese care au un preț deosebit. În funcție de raritate, de vechime. Cu ocazia vernisării expoziției de medalii și bagnote a fost anunțată și întemeierea grupei de tineret a secției numismatice Petroșani. În paranteză fie spus, în cadrul expoziției au fost prezentate circa 1000 de medalii, bagnote și monede, cele mai valoroase exponate fiind câteva tetradrahme. Una singură dintre acestea depășește ca valoare sumă de 1000 de euro.